am putea începe. Da. Am vrea să începem exact cu când v-ați născut, cum vă numiți, ca să avem totul înregistrat. Așa, deci mă numesc Greta Donțu, după părinții mei, Anghelache după soțul meu. M-am născut în anul 1951, pe 16 iunie, în comuna Jamul Mare, județul Timiș, deci în Banat. Provin dintr-o familie de basarabeni puri. Tatăl meu se numea Vladimir Donțu, iar mama mea e Caterina Catiușa Donțu. Părinții mei sunt, mama mea este din, era din nordul Basarabiei, din raionul Bălților, iar tatăl meu este născut la Codru, în comuna Lozova, județul Strășeni. Da. Strășeni. Tatăl meu a făcut o școală, a făcut școala normală la Chișinău, iar mama mea a făcut o școală de menaj la Iași. În 1944, în martie, au refugiat din Basarabia și s-au căsătorit. Tatăl meu a făcut o școală, apoi o școală de ofițeri de jandarmi la Oradea, și s-au căsătorit în refugiu în anul 1945 la Piatra Olt, în județul Olt. În 1946 tatăl meu a fost numit șef de post în comuna Mircești, județul Iași, unde se naște fratele meu, doctorul Donțu, și se naște în casa poetului Vasile Alexandrei și este botezat de o nepoată a lui Vasile Alexandrei. După abdicarea regelui, bunicii mei, Maria și Ion Sârbu, se stabilesc, pentru că se dădea pământ să împroprietăreau refugiații, să împroprietăreau un Banat. Și, deci după abdicare sunt chemați și părinții mei în comuna Jamul Mare. Sunt împroprietăriți, li se dau case nemțești ale nemților care pleacă în Germania, li se dau case, se împroprietăresc fiecare familie cu câte 5 hectare de pământ. Au dus-o bine, basarabenii în genere erau oameni serioși și foarte, foarte muncitori. Își încropesc gospodărie și pe 16 iunie 51 mă nasc eu și pe 18, în seara de 18 iunie 51, încep marile exoduri, marile deportări în Bărăgan. În Bărăgan, vă spun eu, pentru că ei nu știau unde vor fi trimiși și le era frică de Siberia, pentru că cei rămași în Basarabia, care n-au reușit să fugă, au fost duși în Siberia și în cele mai multe cazuri nu s-au mai întors. S-au întors fără mâini, fără picioare, schilodiți și așa. Deci, venim spre Bărăgan din Banat, suntem aduși în gară la Perieți, unde de către statul român sunt parcelate locurile de casă și străzile, înfipt câte un țăruș, fiecare țăruș reprezenta
numărul casei respective și deci, a lotului, da, a viitoarei case și a viitoarei familii. Am făcut școala generală în comuna fundată. Vreau să-mi povestiți cum au adus părinții în gară, câte zile aveați și ce da. Au văzut aici. Da. Deci eu am avut două zile când am plecat din Banat, au ajuns în gară la fundată și cu, femeile cu copii foarte mici au fost ținute în niște magazii la gară, iar bărbații cu căruțele și cu bagajul aferent au venit și atunci mama mea a strigat către tatăl meu să cauți o casă mică, că nu mai avea bani de lemne pentru iarnă. Și atunci tatăl meu, când s-a reîntors la gară, i-a spus că nu avem nicio casă, casa noastră este un țăruș. Și atunci s-au apucat și au făcut bordeie în pământ, deci bordeie săpate în pământ și acoperite cu stuf deasupra. Și acolo am stat, deci din iunie, din 25 iunie, probabil până când a dat zăpadă, am stat în acel bordei și părinții noștri au făcut chirpici toată vara și familiile cu doi copii erau două tipuri de casă. Casă de tipul 1, deci care era formată din două cămăruțe și o tindă și cu familiile cu mai multe persoane de 4 și făceau o casă lungă din 3 camere și o tindă. Așa. Casele erau acoperite cu stuf sau cu paie, dar în această sărăcie și în aceste neajunsuri, în acest sătuc pe care o să-l cunoașteți, era o curățenie și o ordine și în satul Fundata au fost primele răsaduri de roșii și de ardei și de grădină în general. Satele din prejur spuneau că nu se poate în Bărăgan să se facă așa, dar noi, împinși de neajunsuri, au făcut din semințe, din așa, și se hrăneau din grădinile lor și și-au încropit, pentru că în cei 5 ani de domiciliu obligatoriu se făcea apelul dimineața și seara și n-aveai voie să mergi pe o rază de 10 km mai încolo, n-aveai voie să părăsești. Cum se făcea apelul? Vă chemam undeva în centru? Venea la fiecare casă poliția și te striga familia Donțu Vladimir, da, Ecaterina, Gelu și Greta și îi arătai păl mai mic, păl mai mare, ăla știa să strige, prezent, că ești acolo. Și așa, deci se făcea acest apel dimineața și seara să n-ai timp să fugi. Da. Au fost familii de nemți care n-au putut rezista și aici a fost Lucernă, iar la capătul satului mai se găsea câte un neamț, o nemțoaică cu venele tăiate. Nu puteau rezista, da. Aici a fost este câmp. Deci câmp. Da, câmp a fost Lucernă. Așa, perioada de domiciliu obligatoriu a fost foarte grea și pentru părinți și pentru noi copii. Și, dar a trecut greu. Vă amintiți dumneavoastră personal? Eu pot să-mi aduc aminte așa,
că mi-a fost foame și mi-a fost frig. Mi-a fost foame și mi-a fost frig, pentru că eu nici acum nu pot să țin o cură de slăbire, să așa. Eu nu mă satur de carne, chiar am dat un interviu în NAS și interviu l-au numit dumnealor cutia cu dropsuri. Le povesteam că acum, deci bătrână eu fiind, copiii mei din poveștile mele știind că nu m-am săturat de bomboane, mi-aduceau câte o căldărușă cu dropsuri de ziua mea. Și le povesteam cum nu mă săturam și luam de un leu, îți dădea 4-5 dropsuri într-o bucățică de ziar de la magazinul sătesc, așa, și o țineam în gură până să făcea o oașchie. Și eu de carne și de bomboane, și nu sunt pretențioasă, eu nu vreau bomboane cu ciocolată, cu nu știu ce, să rozi, să simți bomboane. Și de îmbrăcăminte țin minte că mie mi-a fost întotdeauna frig. Întotdeauna și la liceu mergeam cu un palton al fratelui meu pe care mama mea îl întorsese pe dos și îl croise de damă și palton, stofa veche și asta. Și țin minte că întotdeauna mi-a fost frig și foame. Asta este amintirea, că din punct de vedere politic nu știam cât de asupriți au fost ei, pentru că erau considerați anticomuniști înverșunați și... Asta este amintirea deportării și al domiciliului obligatoriu, foamea și frigul care am îndurat-o eu, pentru că nu puteau să ne cumpere de îmbrăcat, pentru că nu erau bani. Tatăl meu, v-am spus că era un om cu studii și după ce s-a ridicat de ou domiciliu obligatoriu, a putut să intre de-abia șef de grajdi. Știți ce înseamnă șef de grajdi? Înseamnă să nu mergi ca ei și să ai grijă de arnașament, de hățuri, de așa ce... Asta făcea tatăl meu, care avea un scris impecabil. După domiciliu obligatoriu a fost contabilul șef al primăriei de aici din sat și avem ca amintire toate certificatele de naștere și de deces și multă lume ne spune, domnul Donțu ne-a cununat pe noi și amintiri frumoase. Da. Vreau să vă întreb, ca să rămânem tot aici un pic în bucătărie. Ce se mânca acolo? În D.O. Ce s-a mâncat în primii ani? Deci În primii ani... O rețetă, dacă ați putea să ne spuneți. Eu am să vă spun, basarabencele sunt femei foarte puternice, foarte gospodine. O basarabeancă îți face mâncare din nimic și este mâncare gustoasă. Ei au venit din Banat, au venit cu mălai, cu făină, cu carne topită cu untură la borcan, cu un pic de provizii, dar greu a fost din noiembrie, când proviziile s-au terminat, când locuri de muncă nu erau, când bani nu erau să se ducă să-și cumpere câte ceva. Atunci a fost perioada foarte grea. Ei, și pe urmă au început să-și, de cu primăvară, să-și pună semințe în grădini, să muncească, să... așa... Dacă vreți să vă spun, mâncarea noastră de bucurie, așa, când eu eram poate de 6-7 ani, așa, mama mea pregătea mese foarte frumoase și îmbelșugate. Vorbesc cu patimă și
și făcea răcituri de coco și sarmale și alivancă. Și făcea bunătăți care putea să și le permită. Deci ingredientele care puteau fi cumpărate. Asta după ce s-a terminat cu domiciliul bizantin. Da, când s-a terminat. Da. Deci ei au rămas aici. N-au plecat din stat după ce s-a terminat cu domiciliul obligatoriu. Părinții mei n-au mai plecat pentru că, am uitat să vă spun, pentru că satul a fost format din basarabeni, din bucovineni, din macedoni, din nemți și poate câteva familii de unguri. Da, da. Nemții au plecat, care au plecat în Germania, care au plecat înapoi în Banat, dar bucovinenii și basarabenii, pentru că erau refugiați din Basarabia, nu mai aveau unde să se întoarcă. Da, da. Le fusese de luate casele din Banat atunci. Și sigur că da, au fost redate moldovenilor noștri. Da, da, deci care plecau, exodul moldovenesc, și plecau spre Ardeal, spre Banat, da, da. S-au dat casele rămase, s-au dat celor care lucrau, tinerilor comuniști, da, care erau încadrați pe la mine, pe la IAS-uri, pe la unde își găsea fiecare. Da. Și atunci au rămas aici și au rămas tot în casele din deportare sau și-au făcut alte case? Au rămas așa, poate 10 ani a rămas aceeași casă, uh-huh, cu două camere și cu așa. Și apoi când s-au hotărât să rămână, au mai construit pe lângă. Da. Casă și o bucătărie de vară și încă o cameră și încă o magazie și o cămară și așa. Și vreau să vă mai spun că tot în perioada depărtării tatăl meu cumpărase, a fugit într-o noapte la târg la Slobozia și a venit până dimineața cu două găini și una din găini era chioară. Și le ținea mama mea sub pat. Și dimineața, după ce făcea patul, găinile se suiau în pat și făceau ou în pat. Și ne povestea mama că dintr-un ou ne hrănea și pe mine și pe fratele meu. A fost o perioadă foarte grea. N-aș dori nimănui să nu se întâmple și eu sunt acum bătrână și am citit și am răscitit și tot nu pot să înțeleg ce greșeli au făcut acești oameni să pătimească atât. Cine a greșit? Cum s-a gândit? Cu ce s-a gândit? De s-a greșit și au asuprit așa niște oameni, în majoritate intelectuali, care puteau fi folosiți în alte scopuri benefice țării. Să-i aduci și să-i oropsești și să nu lași să evolueze și să fie de folos țării. Dar vreau să vă spun că în ciuda celor întâmplate, din fundata au fost cei mai mulți studenți, nu vă spun liceeni și asta, deci în perioada 60-80 au fost cei mai mulți studenți din satul ăsta decât în întreg județul. Deci din generația mea, eu nu știu să fi fost o fată sau vreun băiat la școală profesională. Deci toată lumea
învăța pentru că învățam din două motive. Să ne ajungem să muncim fizic și să scăpăm la o viață mai bună. Din aceste motive trebuiai să te pui cu așa. Ei, și peste toate astea am avut și profesori de excepție. Fratele meu a avut învățător pe domnul Trandafir, care, dacă o mai trăi, a fost profesor universitar la Politehnică la Craiova. Iar una din fete mai mare ca mine, Valentina Tarnavski, a dat la Politehnică la... Uite, asta este așa un moment. Și a lăsat-o, dumnealui fiind în comisie, a lăsat-o să-și spună biletul, să-și spună să vorbească și a spus: domnișoară, de unde ești? Păi sunt din județul Ialomița. Și de unde? Din satul Fundatar. Și apoi, după ce a ieșit, a întrebat-o: ești fata lui Tarnavski de la Fundatar? Da, domnul profesor. Uite, eu sunt profesorul Trandafir și... Da. Deci am avut numai profesori de mare valoare și n-aveai cum să nu vezi decât dacă nu erai hăruit de la Dumnezeu. Mulți dintre ei erau și ei la rândul lor deportați. Da, păi numai deportați. Da. Deci tot preoții satului au fost deportați, profesorii, doctorul, erau din deportați, că vă dați seama că nu... Secretarul de partid era comunist. Sigur că da, ăla era altă treabă. Și avea și securiștii în sat? Ne verifica, ne făcea apelul de seară, ne număra, ne... Așa. Și asta mă, e foarte interesant. Milițianul de atunci, care era un comunist, trăia acolo cu dumneavoastră în sat? Nu trăia în sat, el venea. El ăsta era serviciul lui. El venea dimineața și seara venea în locuitorul. Și deci era non-stop. Eram pază, eram oameni de valoare și trebuiam păziți ca niște comori. Da. Deci ei veneau și plecau. Veneau și plecau, da. La fel și secretarul de partid și ce mai erau pe la... Da, ei veneau de la Slobozia. Da. Cum țineați legătura și dacă țineați legătura cu ceilalți, din Banat, din Basarabia, rude? În primul an n-a fost admis așa ceva. Dar apoi am putut să scriem scrisori și le puneam la poștă, la gară, și am început în anul următor să... Tatăl meu avea un frate la Brașov și țin minte că ne trimitea cât un sac cu cartofi și mare bucurie era când venea sacul ăla cu cartofi din Brașov. Da. Și deci eu am terminat școala generală aici, am absolvit liceul, am făcut o școală post-liceală de contabilitate. În 73 m-am căsătorit cu soțul meu și în 1981 se credea că încă la Fundata este un cuib anticomunist, contra comuniștilor. Și s-a dat ordin să se redea terenul agriculturii. Și satul a intrat în dezafectare. Și atunci părinții mei au plecat și și-au cumpărat o casă în comuna Căzănești. Iar după Revoluție s-au dat înapoi terenurile
moștenitorilor și noi ne-am construit aici familia noastră. Am făcut căsuța asta pentru reuniri și readucerea minte și așa. Avem pe bunicii și unchii și părinții mei îngropați în cimitirul satului. Deci, practic, aici unde este casa dumneavoastră acum, a fost casa... A fost casa... Din timpul de portări. Da. După care a fost tras cu buldozer. Da, După Revoluție, și după Revoluție, fiecare a venit și și-a luat partea lui. Da. O să, dacă ne dați voi, o să filmăm și din exterior, tocmai ca să se vadă cum a fost terenul și ce... mă rog, terenul respectiv unde... Da, cu drag. Sigur că da. Sigur că de portare. Dacă vreți să mergem și în cimitir. Da, 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 da. Și uite, putem chiar acolo să filmăm o casă din 51. Care se mai păstrează. Autentică. Da. Este, deci da. nu este... Exact. Dar casele au fost făcute atunci până în iarnă? Sau? Da, casele au fost făcute deci din... S-au dat geamuri, ceva, niște lemne? Și, parcă li s-au dat niște lemne pentru niște căpriori, nu știu ce, dar chirpicii s-au făcuți, au fost făcuți de fiecare pentru casa lui. Și stufăl este aici un lac, se numește Șcheauca și fiecare și-a tăiat stuf și l-a uscat și s-a acoperit casa. Și și-au acoperit casa. Că părinții dumneavoastră au tot fost mutați așa, după iar când s-a considerat că e un sat de anticomuniști, da. Au fost mutați. Da. Unde se consideră ei acasă? Ei, părinții mei, să vă spun așa, prin august, așa, mama mea tăia un pui și îl întreba pe tatăl meu, Vova, cum vrei să fac puiul ăsta? Spunea, să-l faci ca acasă. Acasă însemnând în Basarabia. Întotdeauna acasă a fost în Basarabia. Și dumneavoastră? Pentru mine acasă, nu știu, acasă cred că înseamnă aici, pe locul ăsta. Acasă. Eu aici am deschis ochii și pentru mine acasă asta înseamnă. Dar pentru ei acasă, zice, să faci pui așa cu mămăligă și cu smântână, zice, ca acasă. Bunicul meu stătea și se încuraja. Bunicul meu avea 2 metri și 2 centimetri, era un om puternic. Și spunea, se încuraja și spunea, e, lasă, zici că ia uite ce e bine în România, zici, ia uite, să te-a tolănit pe o prispă cu o burcă, cu o șubă sub el și zicea, ia uite, zice, acum trebuia, zice, să mă duc la Glingeni după oameni, să... i-a duc la secerat, la batoză, zice, da, ce aici nu mi-e bine, dar de fapt el se încuraja pentru că la 61 de ani a murit. Și își făcea singur. Deci în 51 au fost deportați părinții dumneavoastră, dar și bunicii. Și bunicii, da. Bunicii din partea... Bunicii materni. Materni, da. Și au fost toți pe același loc? Da, da. Deci aici a fost casa noastră și alături au fost casa lor și terenul l-au luat ceilalți frați ai mamei mele pe care l-am cumpărat tot noi. Deci, practic, sunt bătrâni și da, este tot teritoriul unde a stat familia. Da, tot al familiei. Și bunicii din partea tatălui? Bunicii din partea tatălui se numeau, eu o să vă spun de la străbunicul meu din partea tatălui, bunicii materni au fost chiaburi, au fost agricultori înstăriți, nu știu cum să zic, să fie frumos. Cei din partea tatălui au fost mai spre intelectuale, așa. Bunicul meu a fost brigadier
Silvic la Lozova, unde este născut tatăl meu, și ei să trag de undeva, de pe la Nistru, de pe la Don, că ei se numeau Donțu Doneț. Mă gândesc, uite, n-am făcut așa o... niște săpături. Dar nu au venit în România, n-au fost deportați, nu? Au rămas acolo? Bunica mea, mama tatălui meu, deci un frate de-al tatălui meu, pentru că era România mare, a studiat la Brașov. Era inginer mecanic la tractorul. Și ei n-au făcut refugiu. Aha. Deci erau în România. Ei deja erau stabiliți la Brașov. Da. Și tatăl meu a pătimit mai mult din cauza mamei, pentru că dacă el își urma părinții și frații, rămânea la Brașov. Dacă sătorindu-se cu mama mea, a urmat tot traseul și tot chinul. Da. A, deci practic rămăsese o parte din familie, era la Brașov și... Ați putut să... Ei erau, deci, dinainte de 44, înainte de refugiu. Da. Am uncle... Nu prea mai arde soarele. Când s-a trasat satul, a spus, aici va fi școală, aici va fi căminul cultural, aici va fi dispensar, aici va fi... Că totul e așezat strategic, vedeți? Da. Cimitirul e la marginea satului, să nu deranjeze, să nu... Când satele românești vechi, cimitirul e aproape de biserică. În incinta, sau chiar în incinta... În biserice. Da, uite, și aici tot un basarabean care a murit, avea 98 de ani, parcă. E născut în 12... În 2010. 2010. Deci 98 de ani avea. Uite și Raisa, și iar Raisa și Olga, tot basarabeni ce erau, Bujeniță, tot basarabeni. Uite, la ei, la casa asta o să mergem, care vă spuneam eu că zice, atâta mâncare și el îi bie cafea. Da. Uite, și ei tot Dvorski, tot basarabeni, Gramoviș, tot ăștia, sunt bucovineni, Vlad, ăștia.
anticomunist. A pătimit tare mult și el. Și cum a ajuns tot aici, în sat? L-a adus, deci ce s-a întâmplat cu satul ăsta? După ce au fost deportat și ei după închisoare, nu? Au avut domiciliu obligatoriu. Așa, deci după toți deținuții politici, făceau iar o perioadă de 5 ani de domiciliu obligatoriu, adică te duc la rău să nu mai faci și ce ai făcut. A avut condamnare mare? 12 ani. Da, aia a fost apoi retrimis cu domiciliu obligatoriu. Familia sârbă. Aici este un frate de-a mamei mele. Soția lui. Văd că nu mai sunt multe cruci de atunci. Vechi. Cum sunt astea noi. Astea sunt de atunci? Nu. Aici este locul nostru și alea sunt crucile părinților mei. Păi nu mai sunt. Probabil că aia de acolo să fie o cruce veche. Da. Și eu am promis atunci cam să le fac monumentele astea, astea mari, așa, știi? Aici asta, asta este aici de 51. Rile astea pentru Duminica Tomii, pentru Paștele Blajenilor. Da, da. Că la, în Basarabia parcă sunt lunea, Valerașul. Și Duminica și lunea. Și aici se slujește asta. Uh-huh. Și, deci crucea asta este de când o știu eu. Uh-huh. De când, probabil că odată, ca primul mort care a murit, da, da. s-a făcut crucea asta ca să slujească la ea. Atunci e frumos că toată lumea își face curat, acum e mai brulumos. Da, bine, a fost și ea, nu-mi pare. Nu, nu, cred că are de asta. Asta era pentru 4 persoane, înțelegi? Fără curent, fără... Acum, fără, acum ai distras. Dă-te, bagă-te așa ea, mai așa ea. Nu mai stă nimeni aici. Acum băiatul s-a stabilit în America, doi copii au murit și mai e... care veneam noi, domnișorele, așa, și zice, hai, vezi, ca să atâta mâncare și cum o să fieți cu pâine. Străzi lungi așa și ulițe între ele. Care deci n-aveau nume? Strada întâia, strada a doua. Ca la America, ce să mai... Da, erau deja... Da. Și apoi veneau celelalte case, dar erau... casele astea erau așezate, de exemplu, basarabenii s-au așezat tot la un loc... Cam așa că noi am fost aduși din sate diferite. Deci ăștia de la Jamul Mare erau spre partea noastră. Pe partea asta erau de la Șandra. Toți de pe strada asta, de aici, toți ăștia erau de la Șandra. Cum au fost ei vecini acolo, așa s-au așezat și pe aici. Uh-huh. Da, da. Mm. Și practic nemții care erau aici erau separați? Erau separați. Deci nemții au stat pe strada principală. Uh-huh. Macedonienii, pentru că aveau oi și asta, i-au așezat spre apă încolo, spre marginea satului, că ei erau și mai dezorganizați așa, mai... Dar acum a mai venit vreun neam sau vreun au venit la... aici, nu, ca să-și recupereze pământul pe aici sau ceva. Neamți, nu. Dar ceilalți care au fost în România și
indiferent că erau la București, că erau la Constanța, că erau nu știu unde, au venit. Da, da, care și-au luat. Trebuie să vin să fac curat și am luat ăsta, că zic da. Nu știu dacă am fost eu de folos așa la ceva, dacă sunteți mulțumiți. Da, da. Și Dana, dar așa? Da, l-am văzut că este foarte, se funcționează foarte puternic. Da, se vede că și așa. Și amintește da. Foarte. Altfel, foarte eu spun bun. Poveste din poveste. Da, da. Că eu la două zile n-am trăit ce a trăit el, dar el l-a spus că mai... Da. Ăla care l-a făcut iconom aici. Da, da, da. Așa, el a găsit-o pe un câmp. Uh-huh. Da, exact. A fost exact pentru că totul a fost în aliniament lențesc. Toate casele corespundeau, aveau o corespondență. Uh-huh. Deci ne orientăm că și asta e tot casă din 51. Deci aici a fost casa noastră. Exact, casa veche. A fost aici, pe locul ăsta. Aici. Deci pe aici mă fugăreau părinții mei când făceam noi copii. Aici. Și în 81, 1981, părinții mei au fost nevoiți să vândă și să plece să cumpere în comuna Căzănești. Iar aici satul a fost redat agriculturii, s-a intrat cu buldozerul și au mai rămas vreo 40 de case răzlețe în sat. Și după Revoluție am construit împreună cu soțul meu casa care se vede. Și cam aceasta este. Ce vă mai aduce aminte de acele timpuri, de anii 60, 50? În 60 deja aveam 9 ani. Și n-am amintiri frumoase. Nici din acea perioadă, pentru că încă persista sărăcia și neajungerea.
Și nu am amintiri plăcute, n-aș mai vrea să fiu nici tânără, nici copil. Îmi place așa cum sunt acum. Da. Și vroiam să vă mai spun de Paștele Blajenilor, când ne strângem în cimitir toți cei care avem morți, rudele îngropați aici, și este o reuniune nemaipomenită, pentru că vine lume de la Timișoara, din Germania, de la Suceava, de la Brașov, București și din toate orașele pe unde s-au pripășit fiecare, și își comemorează pe cei adormiți. A întâmplat, ce ați făcut? Deci după Revoluție s-a retrasat satul după vechiul aliniament și am primit locurile fiecare unde au fost proprietățile părinților și care au putut să-și facă și-au făcut, și mai vin care au locurile spre vânzare, dar să sperăm că satul își va reveni, va reînvia în timp. Și dumneavoastră personal, după 90, cum a fost viața, dacă înainte... Păi nu, că viața mea s-a schimbat după ce mi-am terminat studiile. Eu m-am angajat, am fost economistă la un complex avicol, am stat 10 ani acolo. Și am fost salariată, am fost căsătorită cu copii, viața mea a fost normală, n-am mai avut nicio asuprire, nicio așa. Apoi am lucrat la abator la Slobozia, de unde am și ieșit la pensie. Deci nu, dar în general greu a fost în perioada aceea de detenție, de domiciliu și... În anii 60 până... Da, cam așa până prin anii 60, 61, 62 a fost mai greu. Da.